Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi are loc cea de-a șaptea conferință. După cum știți și așteptați deja, prelegerea conferinței va fi susținută de către părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cadru al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj. Nu în ultimul rând, dorim să vă mai informăm că misiunea organizației noastre, ca de altfel scopul conferințelor pentru familii, este să promoveze valorile familiei tradițional creștine în societate. Viziunea noastră este ca fiecare familie din România să cunoască și să trăiască biblic viața de familie. Onorat auditoriu, înainte de toate, pentru că ne găsim pentru prima oară împreună în acest an, un călduros la mulți ani din partea mea tuturor și cele mai alese doriri de bine, atât din partea mea personal, cât și din partea echipei Agape. Dragii mei, conferința pe care astăzi am pregătit-o, așa cum vedeți, Valentine's Day, căsătorie de o zi sau de o viață, este una provocatoare. Pentru că o parte ați putea să-mi spuneți, da, ce înseamnă Valentine's Day pentru societatea în care trăim? Iar altă parte dintre dumneavoastră, special cei tineri, dar nu numai, ar putea să-mi spună, dar ce este rău în această zi? Ce este rău să spui cuiva, ființe iubite, te iubesc, inima mea bate pentru tine, ai o inimioară din partea mea? Ce este rău în aceasta? Ar putea să mă întrebe cineva. Desigur că nu e rău nimic în asta. Dar și pentru unii și pentru alții încerc să am un răspuns în seara aceasta. Am pus o întrebare, un martir și trei legende, ce înseamnă asta? Cuvântul de acolo, legendă, este foarte important. Pentru că se cunosc cel puțin din date ale cercetării trei persoane cu numele Valentin. Sfântul Valentin și cam toate cele trei persoane cu aceeași biografie. Nici Biserica Ortodoxă, nici Biserica Romano-Catolică nu are în data de 14 februarie un sfânt cu numele Valentin pe care să-l celebreze. Biserica nu gândește retrograd, dar nu mai poate să tacă. Biserica nu are voie să tacă la starea morală a unei nații, la starea morală a unei generații. Biserica nu poate să tacă în fața istoriei care este scrisă uneori negativ de către mulți. Sau cel puțin ar trebui să nu tacă. Nu înfierând persoana, nu înfierând pe nimeni, pentru că în fiecare om se găsește un sfânt în potență sau un Iuda în potență. Pentru că în această zi se încurajează desmățul, erotismul, căsătoriile de o zi, adică joaca de-a căsătoria. Și am să mă explic. În această zi se practică, în îndemnul societății de astăzi, căsătoriile de o zi, din metrou, să vedeți noastră știri în această zi. Căsătoriile de o zi, din metrou, din tren, din parc, din școală, ceea ce e dureros, declarate căsătorii de o zi în școală, în rândul atâtor tineri, cum căsătorie de o zi? Ce înseamnă asta? Ne jucăm de-a căsătoria, adică ne jucăm cu sentimentele, ce fac cei doi? Creăm un castel frumos de nisip în care spunem că acolo trăim noi. Foarte bine că avem această imaginație. Să facem împreună un castel frumos de nisip și să spunem, uite, știi ce, iubita mea, aici trăim. Aceasta e casa noastră. Numai că mâine acest castel nu va mai fi. Dacă nu, chiar noi o să-l stricăm, spunem, ne-am jucat de-a castelul și de-a căsătorie. Nu ne putem juca de-a căsătoria. Căsătoria nu este de o zi și nu se celebrează pe o bancă în parc. Vă mai spus, eu nu știu dacă aici, cu ocazia unei astfel de conferințe, că a venit odată o tânără la mine, de fapt au venit amândoi,
Și a spus, părinte, vrem să ne cununați dumneavoastră, de altfel mă cunoșteau. Și a spus, știți unde vreți? Ne vrem o cununie mai aparte. Am spus, dar ce fel de cununie vreți mai aparte? Cununie, toate este ceva special, pentru că e cununie. Nu, știți, noi vrem să ne cununați pe o bancă în parc. E acolo unde noi ne-am cunoscut. Și le-am spus, cum, voi o să stați pe bancă și eu mă uit în fața voastră și mă citesc câte o rugăciune? Voi mai îmi spuneți câte ceva? Mai poate vă declarați dragoste? Eu mai continui rugăciune? Și ce înseamnă asta? Cum să vă cunun pe o bancă în parc? Asta, ce cununie este aceasta? Biserica nu poate să facă așa ceva. Sigur că în cele din urmă i-am cununat în biserică. Cine este îndrăgostit de o persoană cu adevărat și primește răspunsul ca atare pentru acele două inimi, nu există o zi a îndrăgostiților. Valentine's Day nu trebuie să existe sau nu trebuie să fie dacă pentru unii există. Nu spunem să nu existe, dacă cineva vrea. Dar această zi nu trebuie să fie atunci o zi a dezmățului, a compromiterii cele mai frumoase virtuți, iubirea, în ce? În explozie de erotism efemer, condamnabil și cu consecințe negative veșnice. În declarații sentimentale decupate din chiciuri comerciale, în negoți ieftin al sufletului și al inimii. Iubirea nu este de vânzare. La tarabe, sau la colțuri de stradă, sau un autobuz, sau un metrou, și așa mai departe. Toată viața noastră este o zi a îndrăgostiților. Nu există o zi a îndrăgostiților. Toată viața mea și a ta este o zi plină de dragoste pentru cel de lângă noi. De aceea, și v-aș ruga această concluzie ultimă să o rețineți. De aceea nu există căsătorie de o zi, ci căsătorie de o viață.